Hei, sunt Simi și vă voi prezenta Caolina Baca, o poveste la care lucrez de ceva timp. Okay. Nu este legată de suflet sau de vreun anime sau ceva, este pur și simplu o poveste care mi-a trecut prin cap. E interesant să fac, pentru că mereu m-am gândit să fac o poveste sau un anime. Și m-am gândit că într-o zi că numele meu se va numi Kawaii Nabaka. Nu va fi despre acea fată. În fine, o să vedeți pe parcurs. Hei, sunt Gina! De ce toți mă întrerup? Da, am Gina, 16 ani și sunt de pe numele planetei Samikabu. Ce faci acolo? Ce vrei? Întârziem la școală. Mare brânză. Întârziem la... Ai spus școală? Da, du-te și îmbracă-te. Ce naiba mai cauți aici? Am mers sus și m-am îmbrăcat. Ce e aia școală? Mai se poate să le găsi? Și-am trei primii de la cântâi la slăbisire. Îmi pare rău, mie nu o să mai întâmple. Nu sunt sigură de chestia asta, să știi. Ce vrei să spui? Până și la micul dejun întârzi și ăla e preferatul tău. Mă tot întreb, cum era? Q-Q-O-A-L-E. Am reușit! Am auzit că atunci când copii le-au note mici sau sunt obraznici și profesorii îi mănâncă. Gluma lui mei mă speriase. Dar am coborât din autobuz cu jumătate voce. Eram gata să merg la școală. De ce trebuia să venim în expediția asta? Ce vrei să spui? Credeam că îți place aici. Dar toți poartă aceleași fel de haine, au cuvinte pe care nu le pot să-l abisi și cel mai rău nu e niciun broc aici. Privește și tu părțile bune. Unde pleci? Vreau să văd dacă și Kay au ajuns cu bine la școală. Dacă zici tu, ok, dar să nu te pieri. Să nu uiți că prima oră avem dorăcie la sala 615B, ok? Nu o să uit, promit. Îmi pare foarte rău. Eu trebuie să-mi cer scuze. Nu-i adevărat, e vina mea. Eu trebuie să mă uit pe unde merg. Atunci e vina ta. Dacă spui tu. Hei, Shu. Hei, Zach. Nu faci cunoștință cu prietena ta? Nu e prietena mea. Profesorul chema Mr. Zin. E din China și are o fică la liceul ăsta numită Yang. Sunt eu. Îmi plac numele cum ești. Ora a fost ușor. Deci, voi sunteți domnișoarele mei și Gina. Îmi place că ați fost active. Bine venit la liceul Hive Firen. Mulțumim. Când am ieșit din clasă să mă duc la ora de not, pe hol era un băiat peste care am luat îngrișoară și încă unul care semăna cu Brock. Era dement. Cea mai roșcat, băiatul plână sunt ale cara. Gomă de chitară. Am avut impresia că se uitau la un moment dat la mine și am fugit pe vestiară. Aici erai, credeam că ai fugit de mine. Planeta asta e ciudată. De ce
Pentru că am văzut doi elevi cânta la un instrument tare ciudat. Ce? Știi armele noastre cu laser? Era exact așa, doar că s-a uitat foarte melodios. Nu-mi frică. Hai să ne pregătim de o oră. După ora am este femeie cu un băiat, cu acel băiat brunet. Acel băiat care cânta la chitară, cred că așa se numea acel instrument. Plăcere, mi-a plăcut să fac parte din, să fac echipă cu tine la ora de mat. Da, mersi, dar am puțină treabă, mă pot sta cu mine. Nu știu ce m-a deranjat, că nu știu ca cu mine, stau ca să fac cu el. Nu înțeleg acest sentiment, nu știu ce dat și uman. Da. M-am îndreptat după școală spre casă. Eram singură, pentru că mi-a zis să lase la echipa de nuc și a rămas după școală la antrenament. Și da, suntem aici. Va continua. Ok, mulțumesc că m-ați uitat la video. Nu uite că vorbim foarte tare sau foarte clar, dacă nu îmi pare sincer rău. Da, îmi să plăci mai multe data viitoare. Atât momentan. Vreau să-mi lăsați o părere în comentariu despre poveste. Sunt curioasă să știu ce părere aveți. Îmi pare rău dacă m-am încurcat la unele chestii, dar tocmai m-am trezit și îți varză la propriu. Oricum, mulțumesc că v-ați uitat. Nu pot spune altceva decât va continua. Da. Data viitoare. Da.